Bună ziua și bun găsit la Transilvania la zi. Clujul este din nou pentru două zile gazda forumului regional Cluj Innovation Days. Peste 400 de manageri și specialiști din domeniul IT, reprezentanți din mediul academic, de afaceri, dar și administrație publică, discută despre economia digitală, oportunități de afaceri și transformări sociale. În câteva minute vom afla mai multe informații despre acest forum de la Stelian Brad, președintele Cluj IT Cluster. Săptămâna trecută am vorbit despre Inventica și despre ultimele noutăți prezentate la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii, ProInvent, de la Universitatea Tehnică din Cluj. Ei bine, astăzi vă prezentăm câștigătorul Marelui Premiu. Este vorba despre un clujean care a lucrat împreună cu echipa sa 5 ani pentru a pune la punct proiectul Case Inteligente, Wiki, care reduce cu mai bine de 30% costurile cu energia. Ce să mai vorbim și de confortul care ți-l oferă, fiind chiar un majordom virtual al casei. În finalul emisiunii discutăm despre o inițiativă ce aparține tot unor clujeni, premiată la Gala Premiilor Participării Publice din România 2017. Este vorba despre proiectul La Terenuri, spațiu comun în Mănășturi, ce aparține asociației Colectiv A. Dar mai întâi vi-l prezint pe colegul meu, Ovidiu Cornea, jurnalist la Monitorul de Cluj. Bună ziua, bine ai venit, Ovidiu! Bună ziua, bine v-am găsit! Cu ce știri? O să trec imediat la știri, dar înainte aș face o precizare. Trebuie să remarc că toate temele pe care le-ai anunțat mă încerca așa oarecare nostalgie în trecutul meu de jurnalist pe economic, care îmi dădeau seama că cam la fiecare din primele ediții de la toate evenimentele acestea am asistat și e interesant pentru jurnalist să vadă cum evoluează lucrurile pe parcurs. Revenind la știri, cred că din punctul meu de vedere știrea zilelor acestora este faptul că la Teatrul Maghiar din Cluj o actriță ar fi fost agresată de către un regizor. Că se întâmplă la Teatrul Maghiar, televiziunea română filială, să zic, Cluj, așa are o secție maghiară, știu, probabil ei dezbat. A fost prezentat și nu asta numai. Zic, probabil prezintă pe larg, dar cred, am ținut să semnalez subiectul pentru că cred că este de un interes mai larg și, dincolo de faptul în sine... De ce crezi tu asta? Nu crezi că este doar un incident? Nu cred că este un incident. Este un incident punctual, dar se înscrie din nefericire într-un trend. Ziceam de trecutul meu de jurnalist economic, trebuie să mărturisesc că am lucrat o bună perioadă și pe cultură, mai știu cât de cât informații din interior și nu e un incident atât de izolat, poate nu în forma aceasta, dar deja am văzut foarte mulți critici de teatru din Cluj și din țară care solicită un soi de dezbatere între unde sunt granițele creativității și unde este granița, cum să zic, nici nu știu, bunului simț sau a limitelor care nu pot fi depășite. Și zic că este un caz de interes mai larg pentru că se poate întâmpla în orice domeniu, ca un profesionist, abuzând de statutul pe care îl are, să ajungă până la a agresa o persoană pe care o consideră, consideră inferioară. Și cazul e cu atât mai alarmant cu cât vorbim de o femeie, adică nu eu, acum nu vreau să fac analiza luptelor, dar nu e o luptă disproporționată oarecum. Și faptul că s-a ajuns la chemarea poliției arată că nu a fost un incident chiar atât de minor. Dar de ce este iarăși de interes? Pentru că avem de a face și cu o solidarizare a unor artiști, a peste 30 de actori care s-au delimitat public față de un astfel de comportament și au cerut măsuri concrete. Este un regizor, nu știu naționalitatea în sine câtă importanță are, este un regizor invitat, e adevărat. Nu era un angajat al instituției, actorii s-au solidarizat. Eu cred că se impune o dezbatere despre unde sunt limitele între creativitate și limitele care nu pot fi depășite. Un alt subiect interesant e faptul că primăria a publicat recent lista cu ONG-urile finanțate din bugetul local, în special cele cu activități culturale. Colega mea, Bianca Preda, a tratat subiectul. Sunt mai multe, sunt mai puține, sunt sume mai consistente? Putem zice că se știe că în ultimii ani primăria nu-i nevoie eu să
laud, că se laudă suficient că au crescut sumele pentru ONG-uri, dar ce am remarcat noi este că Peditel, un serviciu despre care știm cu toții și toți care suntem, sau aproape toți care suntem părinți, am apelat măcar o dată la el, nu a fost inclus la această finanțare adresată ONG-urile pe motiv că nu a depus un anumit act. Sigur, există o birocrație care trebuie respectată, dar când avem de a face cu, cum să zic, un proiecte clar de utilitate socială, cred că entitățile respective pot fi sesizate, pot fi notificate, încât să se încadreze în aceste termene, să îndeplinească condițiile legale și în cele din urmă să beneficieze de finanțare. Pentru că lista mare, e foarte da, administrația locală. Exact, lista da, este foarte lungă și avem tot felul de proiecte, unele mai mult sau mai puțin discutabile, unele dintre ele. Acesta este unul din proiectele care nu cred că este atât de discutabil. Eu îți propun să vedem ce se întâmplă anul acesta la forumul regional Cluj Innovation Days. Alături de noi se află acum domnul Stelian Bra, președintele Cluj IT Cluster. Bună ziua, domnule Bra. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Bine ați venit. Știu că aveți un program încărcat. Da, și este foarte bine că este a avut loc foarte în prima bine parte că este încărcat, înseamnă că tema pe care noi aducem în atenția comunității este de interes și asta ne bucură. Tocmai, economia digitală, despre ce este vorba? Departe suntem noi. Este o sintagmă interesantă. Nu, trebuie să fim foarte atenți la evoluția economiei, pentru că economia digitală, de fapt, nu este doar o parte a economiei, este noua economie. Este o economie în care unii o să valorifice oportunități limitate, pe când pentru alții probabil că va fi o disrupție. Deci trebuie să fim atenți din acest punct de vedere și tocmai de aceea Cluj IT, care e o asociație formată din companii din sectorul IT, dar nu doar clujene, ci chiar la nivel național astăzi avem o reprezentare, plus câteva universități clujene și în afara orașului, alte asociații și administrația locală, încercăm să aducem în atenția publicului câteva teme de interes, practic să explicăm pentru publicul larg ce este această economie digitală. Ea a apărut ca și sintagmă în urmă cu ceva timp când comerțul electronic a luat avânt, însă a fost o perspectivă relativ restrânsă. Între timp, tehnologia a evoluat și astăzi suntem în poziția în care concepte precum cloud, deci capacitatea de a stoca cantități uriașe de informații, de date în unități de stocare care pot să fie accesate de la distanță, poate să ajute schimbarea modului în care se întâmplă activitățile economice și mă refer aici la orice sector economic. Sectorul IT până acum a fost exploatat mai mult ca și sector suport în economie. Astăzi suntem în etapa în care putem să valorificăm progresul tehnologic din sectorul IT pentru a genera noi modele de afaceri, noi activități economice. Dați-ne câteva exemple. Câteva exemple în care s-ar putea să fie chiar de interes pentru publicul larg. Imaginați-vă că toată lumea este preocupată de calitatea produselor alimentare, care se află gume, fructe. Astăzi avem posibilitatea, de exemplu, să monitorizăm încă de la momentul semânțării unei legume, unei plante și până la recoltare și aduce al magazin care este calitatea solului și mai departe, și în timp real cetățenii să poată avea date concrete despre calitatea acelui produs. De asemenea, putem... Se practică așa ceva în România? Se găsește? Sunt anumiți producători care cochetează. Noi avem deja proiecte pilot prin care încurajăm să avansăm direcția aceasta înainte. Practic să înțelegem că orice activitate economică în care reușim să aducem IT-ul nu doar ca și activitate suport, ci integrată la nivel de procese pentru a aduce valoare adăugată, are o legătură cu această economie digitală. Capacitatea de a stoca date despre pacienți și apoi a interpreta datele și a genera cunoaștere ca să bun tratament personalizat este o altă dimensiune în care putem să valorificăm astăzi această tehnologie și exemple pot să continue în zona orașelor inteligente, în zona și evident apar elementele complementare cum este securitatea cibernetică, pentru că trebuie să avem încredere în modul în care sunt exploatate și accesate aceste date.
În ce măsură, aș vrea să vă întreb, în ce măsură aceste aplicații de care vorbiți cu o aplicabilitate foarte practică sunt produse, dacă nu la Cluj, măcar în România? V-am văzut, dacă nu mă înșel, cei care au făcut comunicarea oficială de la Cluj Innovation Days ziceau de faptul că trebuie crescut această cotă de produse proprii ale firmelor, pentru că outsourcing-ul deja devine o pistă care la un moment dat se înfundă. Iarăși intrăm într-o, să zicem, o chestiune destul de caldă. Este vorba de așa numită specializare a sectoarelor economice. Spunem că e inteligentă pentru că încercăm să generăm soluții care să se diferențeze în lanțurile globale de valoare, în piețele globale. Într-adevăr, costul cu forța de muncă în sectorul IT a crescut la noi în țară și inclusiv la noi în oraș, de aceea companiile caută și ele din sectorul IT soluții pentru o transformare structurală. Unele încercând să se specializeze pe anumite domenii și furnizând în continuare servicii specializate de înaltă calitate, iar altele, evident, caută să dezvolte soluții proprietare bazate pe proprietate intelectuală proprie. Și, sigur, aici este o altă lecție care trebuie învățată vis-a-vis de noi, funcții organizaționale, intrarea pe piețe, contactul direct cu o altă categorie de consumatori. Cluj IT are în misiunea sa și susținerea transformării structurale acestui sector. Ați avut printre invitați și președintele uneia dintre cele mai mari rețele de IMM-uri din Europa. Da. Chiar la deschidere. Deschiderea este vorba despre participat. European Digital SME Alliance, este cea mai mare alianță de IMM-uri din sectorul IT din Europa. Trebuie să cunoască și telespectatorii că economia Europei astăzi este preponderent condusă în procent de 80% de către IMM-uri, care, printre altele, au și gradul cel mai mare de angajabilitate a forței de muncă. Deci este o componentă strategică pentru Europa. Cluj IT a devenit membru al acestei alianțe cu 2 ani în urmă, pornind, de fapt, de la o inițiativă pe care am avut-o de a deveni catalizator la nivelul regiunii Balcan și Marea Neagră în sectorul IT. Am avut leadership-ul până de curând a unei rețele de 25 de alte clustere, asociații în sectorul IT din Balcan și Marea Neagră. Ne-am extins până mai încolo spre est. Domnul Brat, mă scuzați, nu știu exact cum am ajuns la Marea Neagră și la Balcan, dar aș vrea, sau cum ați ajuns, aș vrea să vă întreb totuși concret, știți câte firme clujene știți care au început să facă produse proprii de IT care sunt pe piață? Pe piața globală, pe piața românească, pe ce piață doriți? Eu vreau să mă exprim doar în raport cu, să spunem, relația directă pe care Cluj IT a avut-o. Noi avem recent câteva proiecte încheiate în care am susținut companii pentru a dezvolta soluții proprietare și vă dau câteva exemple. Parcări inteligente. Chiar astăzi discutam cu acest startup care a fost generat și susținut de către cluster și care astăzi instalează astfel de soluții în Orientul Mijlociu, în America Centrală, în... Văd că depășim Balcanii. Deci depășim că... Este vorba, Balcanul are o legătură doar cu componenta de catalizare a unor resurse și a înțelege ce se întâmplă pe aceste piețe, pentru că România trebuie să fie atentă din punct de vedere acestui sector, cum evoluează, dacă ne uităm la Polonia sau Cehia. Ei au fost și au trăit anumite experiențe cu 4-5 ani înaintea noastră și trebuie să fim pregătiți pentru că și modelele economice se schimbă. Ușor, ușor, sectorul acesta trece de la o economie bazată pe productivitate, pe aceste servicii outsourcing, pe una care este bazată pe inovare. Noi, și nu avem de ales. Deci aș putea să vă răspund că într-un procent de 20-25% din ce înseamnă producția de software locală este orientată pe produse proprietare, care unele targetează piața locală, cum avem soluții în zona administrației publice, pentru achiziții, pentru managementul proceselor, sau chiar în zona de a lega spațiul urban cu spațiul rural în zona piețelor electronice pentru agricultură
și așa mai departe. Start-up-uri în domeniul roboticii inteligente, care le avem aici în Cluj, de care prea puțin se cunoaște. E mult, e puțin acest procent, 25%? Lucrurile nu... și trebuie să punem problema în felul următor. Este nevoie de timp ca să poți să acumulezi capital și experiență pentru a putea genera o transformare a unui sector. Peste noapte, chiar dacă avem foarte multe idei și chiar poate competențe, capabilitate, nu se poate realiza acest lucru. Trebuie să ne uităm în România, de fapt, până la ora actuală, cât capital de risc a intrat și pe ce sectoare economice. Probabil, exceptând zona imobiliarelor, prea puțin găsim astfel de investiții în alte sectoare și lucrurile acestea, de fapt, trebuie să fie cumva susținute și de către administrația centrală. Dacă ne uităm la modele precum cele din Polonia, care au generat niște fonduri naționale care susțin investiții, sau cele din Portugalia, au fost motoare pentru a atrage și capitalul străin, pentru că sunt modele de cogarantare, de cosusținere, și asta ar accelera inclusiv zona de start-up-uri, care este în creștere. Dar vă pot spune că deja au apărut investitori autohtoni, chiar local, care constituie astfel de fonduri și avem chiar o astfel de inițiativă în membră în cadrul clusterului, care susțin la ora actuală, cred că vreo 20 de astfel de start-up-uri. Doar un exemplu. Ideea avem, dar afacerile se fac cu bani și de aceea vreau să vă întreb, pomeneați de susținerea administrației centrale, ce susținere aveți? Se vorbea de tot felul de facilități fiscale pentru start-up-uri, pentru IMM-urile, chiar în domeniul IT, mai ales în domeniul IT. Niște modificări fiscale au apărut, dacă nu mă înșel, dar nu știu dacă cele dorite. Acum, modificările fiscale, sigur că suntem atenți la ce politici publice și în zona fiscală și în alte aspecte se aplică. Am avut reacții împreună cu alte asociații profesionale. Zilele următoare vor fi niște dezbateri la Ministerul Societății Informaționale pe această temă. Sperăm să se finalizeze cu niște rezoluții pozitive. Trebuie să acceptăm că, dincolo de dorința de a propune o serie de inițiative, trebuie să vedem și cât de eficace sunt. Pentru că de multe ori ajung să complice lucrurile atât de mult încât prefer să nu le pui în practică. Iar pe de altă parte, sigur, aveți exemple? Un exemplu? Da, am un exemplu concret care n-a fost inițiat momentan sau în acest moment. A pornit chiar de la, să zicem, guvernul anterior vis-a-vis de facilități acordate pentru domeniul de cercetare-dezvoltare. Din punct de vedere al aplicabilității în practică, este încă extrem de greu de înțeles și în același timp cu o serie de, să zicem, necunoscute, cred că trebuie să lucreze în continuare la armonizare, la îmbunătățirea acelui cadru. Dar programele acestea, care știm că erau făcute de direcția pentru IMM-uri, sigur cu susținere centrală, Start, nu știu, SRLD-uri, prindeau și acest domeniu al IT-ului, a avut vreun impact cât de cât pe start-up-uri? Vă referiți la inițiativa actuală care urmează? Dar au existat programe de încurajare a start-up-urilor per general, de a mă întreb dacă au prins și sectorul IT, au tot existat și pe SRLD și au făcut mulți tineri firme. Și au făcut și am chiar personal un exemplu a unui tânăr care a fost sub coordonarea mea în 2012 și acum are o afacere în Cluj de milioane de euro cifra anuală în domeniul roboticii, 18-20 de angajați, cu multe proiecte instalate în România. Este un alt sector care crește cu 12-15% anual în țara noastră, robotizarea în zona industrială. Dar, sigur, sunt inițiative, uneori este nevoie și de atingerea unei mase critice ca să simți că se întâmplă transformare. Dar credeți că ar trebui să existe inițiative calate pe acest sector al IT-ului, care este poate cel mai dinamic din România la ora actuală? Se discută tot mai mult de această idee de specializare inteligentă. Ce înseamnă? Înseamnă că s-a demonstrat, de fapt, că nicio regiune nu are suficientă putere și financiară și capacitate umană de a aborda toate domeniile și a încerca să acopere toate aspectele la nivel orizontal. De aceea, noua paradigmă este de a încerca
să facem o agregare între diverse sectoare economice, cum ar fi, de exemplu, turismul și IT-ul, medicina cu IT-ul, unde să generăm soluții de nișă care să se diferențieze în raport cu alte soluții care este pe piață și cu acelea să încercăm să devenim vizibili pe piețele globale. Aceasta este noua paradigmă. La nivelul regiunii noastre și la nivelul celorlalte regiuni din România se lucrează deja la așa numitele strategii pentru specializare inteligentă, care într-adevăr vor defini un număr restrâns de sectoare pe fiecare regiune. De exemplu, la noi, sectorul IT, dar evident particularizat cu aspecte legate de securitate cibernetică sau bioinformatică, IoT, adică internetul lucrurilor aplicat în agricultură, orașe inteligente, se conturează ca fiind una dintre acele, să spunem, 3 sau 4 direcții de specializare care vor fi în cadrul regiunii noastre, pe lângă altele care, cum ar fi probabil agricultura sau industria cosmeticilor naturiste. Deci dacă alte regiuni au alte domenii de specializare, în regiunea la noi în care este Clujul, reușit, se profilează aceasta. Au fost procese de așa numită descoperire antreprenorială care au demonstrat că este un potențial pentru a considera acest sector ca prioritate. Vorbim de regiunea de nord-vest? Regiunea de nord-vest. Evident, acum sectorul IT, și din mediul academic, universitățile, obligatoriu. Deci de nu putem să ignorăm transformarea structurală. Oricărui sector are 3 ingrediente. Sectorul economic și, în special, zona antreprenorială dispusă să investească în idei noi, de să își asume un risc în sensul acesta, masa critică de cercetători care să aducă conținut pentru a produce diferențierea la nivelul acelor soluții, plus componenta educațională, pentru că în multe domenii inovația se întâmplă co-inovând prin integrarea diverselor lucruri. Și dacă nu ai oameni pregătiți, și inclusiv economia digitală obligă la noi paradigme în plan educațional. Nu mai putem să spunem că IT-ul este doar apanajul IT-știlor. Nu mai putem să facem astăzi medicină fără infuzie puternică de IT și există un interes crescut, dar și o nevoie efectiv în a pregăti medicii în acest sector. Chiar vom organiza în această vară o școală de vară de IT pentru medici cu contribuții semnificative aduse dintr-o inițiativă, un cluster similar cu al nostru din Chicago. Și un schimb de experiență? Este și un schimb de experiență, este și un impuls și care îl aducem pentru a ajuta și a impulsiona această nouă paradigmă de medicină de precizie, medicină digitală, pe lângă alte aspecte care le promovează Cluj IT. Vorbim și despre legătura cu administrațiile publice? Vorbim locale. Și cu legătura. Noi recent am finalizat un proiect, strategia pentru orașe inteligente, nu pentru Cluj, ci pentru municipiul Oradea. Niciodată nu ești profet la tine în țară, dar astăzi primăria a constituit un grup consultativ cu reprezentant din rândul companiilor de IT, cu care își propune în perioada imediat următoare să actualizeze, să spunem, inițiativa în zona de Smart City și sperăm că într-un orizont de timp rezonabil să avem o astfel de strategie actualizată și la nivelul orașului. Sigur că există o serie de inițiative ale primăriei, dar inteligente. Aplicație. Sunt câteva aplicații, sigur se poate face mult mai mult. Aș putea spune că orașul inteligent în sine, ca tehnologii care sunt aduse în zona sănătății, turism, energie, trafic, securitate, siguranța populației, consumului la nivelul, zicem, locuințelor, nu doar clădirilor publice, ci zonelor rezidențiale și așa mai departe, au un potențial uriaș ca să capaciteze ecosistemul local de inovare, adică firme, start-up-uri care să vină cu soluții și cu servicii ca să ajute dezvoltarea sistemului, pe de o parte să-l întrețină și la fel asta generează și o schimbare la nivelul comportamental în rândul comunităților. Aș vrea să vă întreb ceva. Sigur că probabil sunteți subiectiv venind ca reprezentant al sectorului IT, dar ideea aceasta de oraș inteligent se referă strict la integrarea unor soluții
IT pentru eficientizarea lucrurilor sau și la alt tip de soluții care pur și simplu, nu știu, fac lucrurile mari? Ați pus punctul pe ei. Nu se referă doar la integrarea tehnologiilor, pentru că avem nevoie și de comunitate inteligentă. IT-ul, dacă nu este absorbit de mediul economic și de societate, de spațiul social, nu are nicio valoare. Dacă noi nu suntem pregătiți să devenim așa numiți high-end consumatorii de nivel înalt, să putem absorbi inovația, practic furnizăm tehnologie, dar probabil că 90% din ea nu este valorificată. Deci, în ce măsură suntem pregătiți? Ca și oraș, cred că suntem pregătiți, pentru că un sfert din populația orașului este orientată spre așa ceva. Este, pe de altă parte, cred că există încă o doză mare de tradiționalism, de conservatorism în oraș. Poate la o generație mai înaintată, dar cred că sunt lucruri într-un fel naturale. Oricum, evenimente cum este și Cluj Innovation Days încearcă să aducă un mod mai accesibil publicului diverse tendințe. Este o teamă probabil și în spatele acestei economii digitale care va aduce de la sine confort, dar totodată ne gândim că acest progres atunci va aduce și șomaj? Șomajul este legat, acum discutăm despre ideea de atitudine omului în fața provocărilor vieții. Dacă sigur așteptăm și sau suntem pasivi m-am gândit chiar la funcționarii din primărie, de exemplu, da? Ne putem, care spun, sigur, putem tot, să facem de diverse... aplicații, mai este nevoie de noi. E o dezbatere și la nivel european, dacă nu mă înșel pe tema asta, e ceva actual. Trebuie să reinventăm modele. Valoarea sau utilitatea oricărui profesionist în orice domeniu nu trebuie, să spunem, să fie neapărat ignorată sau înlocuită de tehnologie. Tehnologia în sine, fără experți care să aducă conținut, nu va putea să existe. Deci cineva va trebui să aducă conținut. Iar acești funcționari probabil că își vor regăsi alte activități, tot în zona administrativă, dar trebuie să inovăm și în acest sector, să nu rămânem blocați în niște paradigme, niște modele din trecut, pentru că, într-adevăr, în acele condiții, vor fi provocări, chiar cu probleme. Cu siguranță. Da. Și asta ar trebui să fie o provocare pentru administrație locală, să absolut le găsească acestor oameni un alt loc. Nu știu, poate și amplificarea aceasta soluțiilor inteligente generează alte, cum să zic, spații. Sunt care... servicii, trebuie, sigur, analizăm datele, suntem aproape de cetățean, folosim, pentru că până la urmă nu mașina va crea empatia cu cetățeanul, probabil că tot funcționarii din administrație se vor apropia, dar va crește calitatea serviciilor. Atunci când această empatie există. Exact. Sigur că... Poate mai trebuie lucrat și la, și la capitolul ăsta. Siguranță. Mulțumim foarte mult pentru și informații. Și mulțumesc pentru invitație. Trecem acum la un alt subiect, dar rămânem tot în domeniul inovării. După cum bine știți, săptămâna trecută am vorbit despre Inventica și despre ultimele noutăți prezentate la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și Inventicii, ProInvent de la Universitatea Tehnică. Haideți să trecem în revistă ce s-a prezentat acolo, după care revenim cu marele câștigător. Cum ar fi dacă am scăpat definitiv de stresul căutatului unui loc de parcare în oraș? Un sistem inventat de doi studenți de la Universitatea Tehnică permite rezervarea unui loc de parcare prin intermediul unei aplicații și a unei rețele de senzori. O să fie o aplicație pe smartphone sau pe Windows sau pe iOS, prin care căutăm o locație și ea o să detecteze cel mai apropiat loc de parcare de locația respectivă. O să avem posibilitatea de a rezerva locul de parcare de pe telefon și când ajungem la parcare apropiem telefonul de, o să fie un senzor care o să citească
în code pe telefon. De altfel, primăria Cluj-Napoca a anunțat că dorește dezvoltarea unui astfel de sistem cu senzor pentru fiecare loc de parcare din oraș. Acum studenții speră ca ei să semneze și un contract în acest sens. Colegele lor de la USAMV au deja mai multe produse pe piața românească. Acum au venit la salon cu preparate din copacul minune, moringa, considerat de cercetător ca fiind soluția pentru a eradica malnutriția pe tot globul. Atât semințele, cât și frunzele sau florile pot înlocui carnea într-o dietă și sunt bogate în aminoacizi. Din ele se pot prepara chiar și deserturi. Moringa oleifera este un copac din sudul Asiei și este folosit în lupta contra malnutriției, deoarece conține aminoacizi esențiali, proteine. În anul 2015 a fost adus în România, la stațiunea de cercetare din Buzău, unde încearcă să le aclimatizeze. Eu, în produsele mele, în muffin, care sunt aglutenice și sunt vegane, am folosit o pudră din frunze de moringa. Un alt desert sănătos și util în același timp sunt bomboanele cu probiotice. Au proprietăți antimicrobiene, acționează asupra cavității bucale și asupra gâtului, acționează asupra celui mai răspândit patogen, Staphylococcus aureus, și totodată are și proprietatea de a inhiba mirosul de ceapă și usturoi. Unul dintre proiectele prezentate anul acesta la salonul de Inventic ar putea schimba strategia marilor puteri ale lumii în privința unei eventuale amenințări venite din spațiul cosmic. Turnul cu fascicul de lumină concentrată ar putea distruge sau devia traiectoria unui asteroid care s-ar apropia de Pământ. Are două utilități. Una pentru protecția Pământului împotriva corpurilor cerești aflate pe traiectoria de coliziune cu Pământul, sau pot fi folosite pentru alimentarea cu energie electrică a sateliților. Lumina reflectată de pe aceste oglinzi, fiind captată de panourile fotovoltaice ale sateliților sau telescoapelor. Avantajul unui astfel de tun cu lumină ar fi că nu necesită energie suplimentară pentru funcționare, spre deosebire de sistemul Agenției Spațiale Europene, aflat acum în faza de cercetare. În plus, prin reglarea intensității fascicolului de lumină, tunul ar putea alimenta de la distanță stația spațială orbitală sau ar putea curăța spațiul de deșeuri. Invenția urmează să fie prezentată la Geneva. Invențiile pe care le-am văzut au primit aprecierile juriului, fiind recompensate cu diverse distincții, dar marele premiu ProInvent a revenit proiectului Casa Inteligentă Wiki. Alături de noi, în platou, se află acum Dan Chiuzbăian, cunoscut inventator. Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine ați venit! Spun cunoscut, deoarece mă gândesc la primul soft, da, de radio din România pe care l-ați implementat și aici la Radio Cluj, la UniPlus, da. Și l-ați extins. Atunci eram student și lucram în radio. Tu student al Universității Tehnice. Exact. Și la momentul acela se mixa doar cu CD-uri și orice emisie se făcea în doi, adică era un om de tehnic care alegea CD-urile și avea grijă ca mixajul să se facă bine și era cel care vorbea la microfon. Și asta se făcea 24 din 24 ca să faci radio. Și atunci a apărut ideea că hai să eșantionăm muzica, să o punem în calculator, încă atunci nu se foloseau MP3-urile, era înainte de MP3-uri. Și am făcut un software care făcea asta. Stoca un conținut muzical care, dacă trecea de 200 de piese, era foarte mare, pentru că erau capacități de stocare mici la acel moment, 97-98, dar produsul a prins la piață, oamenii au fost foarte încântați să aibă un sistem care oarecum mixează singur și omul de radio să se concentreze exclusiv pe conținutul care trebuie dat. Și apoi ați trecut la Infotrafic, radio de pe strada ta. Da, este un alt produs pe care l-am scos oarecum bazându-ne pe aceeași tehnologie. Infotraficul este un produs care emite în mai multe locații din Cluj-Napoca, dar în fiecare program separat. Deci gândiți-vă că în Cluj-Napoca există o rețea de 25.000 posturi de radio care fiecare difuzează programul în funcție de interesul locației. Deci practic ce auzi într-o stație diferit de ce auzi în aceeași minut. Sigur că da. E vorba de interes și de grupul de user care e prezent în locația respectivă. Inclusiv interesul comercial din zona respectivă este modelat în funcție de operatorii economici. Și merge la
pilot automat, cum ar veni să este un sistem complet automatizat. Cum ați trecut de la radio la case? Din nevoie. Ce v-a împins? Ce nevoie? La momentul 2012 mi-am cumpărat pentru casa mea, eu sunt oarecum pasionat de genul acesta de echipamente inteligente, de... mi-am cumpărat un sistem de casă inteligentă, așa se numea atunci, casă inteligentă, destul de scump, cel mai la nivel mondial era cotat ca fiind al doilea produs ca și cotă de piață și ca și facilități. M-a dus din state și mi-am dat seama după vreo 6 luni de utilizare că are foarte multe limitări. În sensul în care orice modificare în felul în care vrei să funcționeze casa trebuia făcută de un specialist, adică de mine, și nici de cum soția mea sau cei care mai erau în casă nu puteau să facă asta foarte simplu. A, deci s-ar fi livrat cu specialistul la pachet, cum ar Așa veni, se livrează adică... și în acest moment casele așa numite inteligente. Din punctul meu de vedere, nu există case inteligente până la Wiki. Wiki se poate vorbi de o formă de inteligență artificială care interacționează cu utilizatorii din casă, dar casele din momentul de față trebuie presetate de un integrator, să-i spunem. Adică vin echipamentele care se instalează în casă, echipamente care controlează lumini, climă, dispozitive multimedia, lasă, coboară jaluzelele. Dar felul în care comportamentul acestor echipamente reacționează în casă este preprogramat de cineva. Adică proprietarul casei stă probabil 2 săptămâni de vorbă cu un integrator de-a lungul implementării și spune, uite, mie mi-ar plăcea seara când vin acasă să se aprindă acea lumină, să fie temperatura de 22 de grade și, nu știu, televizorul să pornească pe TVR Cluj, că așa îmi place mie. Și lucrul acesta se preprogramează. Și cum face Wiki? Învață. Deci Wiki, după momentul instalării, nu știe nimic. Este exact ca și cum n-ai avea sistem de home automation în casă. Dar urmărește ceea ce face utilizatorul sau grupul de utilizatori. Da? Dacă utilizatorul vine acasă și aprinde lumina din întrerupător, deci păstrăm exact aceeași cablare care există în casele deja făcute, nu trebuie să schimbe modul de organizare, aprinde lumina, merge la termostat, setează 22 de grade, pornește televizorul din telecomandă pe canalul TV favorit și Wiki zice ok, deci userul ajunge acasă și face lucrul acesta. Când deja identifică un pattern, trebuie să fac lucrul acesta de mai multe ori, de 2-3 ori, zice, bun, acum știu. Când userul vine acasă, îi place acest canal TV cu această temperatură și lumina prinsă în felul următor. Se autoprogramează. Și dacă e un user total imprevizibil, total, vorba vine. Dacă nu are un comportament care se creeze un pattern... Nu v-am învățat nimic. Gândiți-vă că aveți un copil de 2 ani, eu am o fetiță de 2 ani și am făcut mari similitudini în modul în care s-a implementat partea de algoritmică. Este o inteligență artificială imitativă, ea spune. Deci Wiki nu inventează chestii noi. Încearcă să urmărească un pattern din trecut și să-l aplice la momentul în care îl consideră majoritar. Un obicei. Și atunci, revenind la copil, la Ana, dacă... Bulversează pe Wiki. Nu neapărat. Dacă unui copil îi spui de fiecare dată altceva referitor la un anumit fapt din casă, nu va înțelege nimic. Confuzez. Nici inteligența aceasta pe care am creat-o noi nu înțelege nimic. Dar dacă, să spunem, în 2 cazuri din 3 reușesc să fac un lucru cât de cât similar, atunci va înțelege că aceea este calea de urmat și îți va propune în mod automat respectiva cale. Dacă eu îmi schimb comportamentul, da, va înțelege prin negarea condițiilor pe care ea le afișează userului că trebuie să schimbe comportamentul și se schimbă din mers. Deci oarecum sistemul nostru se autoprogramează în fiecare zi, urmărind oarecum într-un sistem, nu de genul ultima chestie care a făcut-o fac și eu, dar urmărind ceea ce se întâmplă cu membrii familiei. Deci dacă... practic tu să beneficiezi de serviciul Wiki trebuie să-l educi un da. Pic. Este un proces de educare care, să spunem, durează 2-3 zile pentru lumini și climă și durează până la 3 săptămâni pentru multimedia. E mult mai repede decât da. La un copil. Da, un pentru copil că durează un sistem, o viață. Este un sistem electronic care oarecum are niște algoritmi foarte ușor de urmărit și de verificat, atât timp cât și comportamentul tău, v-am spus, are cât de cât o formă de predictibilă în a se întâmpla. Și dacă ai un animal de companie? Avem un animal de companie. Aveți, ați testat exact, și cu animal. L-am testat, îl avem în casă, așa. Sunt niște funcții specifice pentru animalul de companie și noi am implementat acolo în zona când plecăm de acasă, deoarece l-am găsit de multe ori dându-se la televizor pe cățelul nostru revenind și atunci am pus niște condiții, atunci când îi spui lui sistemului că plecăm de acasă, ea te întreabă dacă rămâne cățelul sau nu acasă.
și în funcție de faptul că rămâne sau nu acasă, dacă rămâne acasă, toate funcțiile care se bazează pe mișcare se inhibă în acel moment în interiorul casei, așa că al nostru cățel se poate plimba foarte ușor prin toată casa fără să se aprindă lumini, televizoare și să se dezeze clima. Deci rămâne oarecum într-o formă de necomunicare cu cățelul, casa. În schimb, dacă îi spunem că cățelul nu rămâne acasă, toate funcțiile de securitate și mișcare sunt activate în mod automat. Comenzile? Le dai vocal? Le poți da? Un alt element care deosebește Vicky de celelalte sisteme de casă inteligentă este faptul că nu trebuie să-i spui să facă ceva, pentru că tot timpul îți urmărește comportamentul și face singur. E ca și cum ai avea un majordom virtual, care deja știe obiceiul stăpânului. Adică nu trebuie să spui de fiecare dată așa cum aprindem lumina, așa cum afăm aia, așa cum afăm aia. Nu, mă gândeam, rămâne cățelul acasă sau este luat cu noi. Comenzile acestea? Sunt niște tablete sau telefoane mobile. Tabletele oarecum sunt fixate sub formă de paneluri pe perete, cu ramă sau fără ramă, sau din telefonul mobil. Se poate utiliza telefonul mobil pentru aceste comenzi, iar acum lucrăm pentru integrarea unor comenzi vocale, în așa fel încât să nu mai e nevoie nici măcar de aceste tablete. Am o curiozitate. Dacă, de exemplu, el e obișnuit, intri în casă, ți aprinde lumina și tu vrei totuși lumina stinsă, o stingi, ți-o aprinde din nou? Nu. Ceea ce face userul este mandator, este obligatoriu pentru casă, da? Deci stăpânul casei are dreptul practic absolut. Comutarea în modul manual, intervenția în mod manual, este o caracteristică foarte, este o comandă foarte tare pentru Vicky și asta înseamnă că va înțelege că nu-ți mai place ceea ce știa ea despre acel obicei pentru că ai negat-o și va fi un fel de regulă de învățare ca pe viitor să țină cont de chestia asta. Adică dacă o vei mai face încă o dată cel puțin, s-ar putea ca data viitoare să țină cont. Se autoprogramează singur. Da. Vorbim de costuri. Da. Dacă am dori să avem un astfel de sistem, cât ne-ar costa? Depinde de dimensiunea casei. Aveți primii clienți? Avem mai multe simulări. Am făcut mai mult de 20 de simulări și există și clienți care au cumpărat comercial produsul într-o locație din Cluj, s-a și instalat produsul. În alte locații suntem în curs de instalare. Revenind la costuri, depinde ce facilități sau câte facilități din lumini, climă, multimedia, securitate, irigații, jaluzelă, exact, câte opțiuni dorim să adăugăm casei și cât de mari sunt suprafețele în care trebuie să proceseze Vicky informația. De ce? Pentru că în orice cameră am nevoie de niște senzori. Senzori de lumină, temperatură, umiditate, ultraviolete, ca să poată să ia niște decizii. Acum, într-o cameră de 12-15 metri pătrați, probabil că ne descurcăm cu un senzor. Dacă avem o cameră de 20 de metri pătrați, avem nevoie de 2 senzori. Iar după aceea, în jur de facilități. Din calculele noastre, un sistem de genul acesta costă între 35 de euro și 100 de euro pe metru pătrat, până la 100 de metri pătrați. Deci, pentru o casă, apartament de 100-120 de metri pătrați, full option, ar veni în jur de 10.000 de euro sistemul. Prețul scade pe măsură ce crește suprafața, pentru că anumite facilități ale casei nu se mai măresc în funcție de dimensiunea casei. Avem un computer, de exemplu, care gestionează casa. Chiar dacă este o casă de 50 de metri pătrați sau chiar dacă este o casă de 300 de metri pătrați, costul computerului este același, nu se schimbă. Și atunci acela este un cost fix care se împarte la cât mai multe camere, cu atât mai bine. Da? Deci, această afacere, putem vorbi acest despre produs. Acest afacere produs va deveni, dacă o vine, nu să spunem, măcar de 10.000 de ori, atunci deja devine o afacere. În acest produs ați investit banii dumneavoastră? Da. Banii. Nu ați atras și alte fonduri? E greu ca și micro-întreprindere în România să atragi fonduri. Vorbeam de IMM-uri, vorbeam inovare. Zice că e chiar imposibil. Am urmărit discuția dinainte. Din punctul meu de vedere este imposibil pe legislația actuală. Ați urmărit discuția și ați vrut să interveniți. Nu neapărat. M-ați întrebat și v-am răspuns. În sensul în care noi, de exemplu, să depunem un proiect pe cercetare-dezvoltare, adică să plătim acei oameni care stau să cerceteze procese și sisteme de inteligență artificială, care el nu se pot cumpăra, adică nu este ca și laptopul care îl cumperi pe fonduri europene sau trebuie să plătești omul să facă aceasta, ar trebui să accesez acele proiecte dovedind că ai angajați doctoranți care studiază în domeniul respectiv. Pe când într-o micro-întreprindere, noi producem lucruri
stăm de vorbă cu clienții, vedem unde se întâmplă inovația, dar nu înseamnă că trebuie să naștem un doctor în momentul în care dorim să facem proiectul. Și din punctul acesta de vedere este o barieră în accesa aceste fonduri. Iar pe celelalte fonduri destinate IMM-urilor și POR și alte tipuri de proiecte, ei nu finanțează forță și de muncă. Și frustrarea poate vine din faptul că dumneavoastră, meanwhile, cum ar veni, produceți acele lucruri. Adică dumneavoastră vă faceți treaba cum ar veni. Chiar da. Dacă nu și dovedim, nașteți un dovedim, doctor, dar produceți. Dovedim că sunt sisteme inovative care iau premii, dovedesc în practică că sunt funcționale și merg dincolo de orice alt sistem care există pe piață și totuși încă nu am găsit, acum nu zic că nu există, noi nu am găsit, urmărim oricum proiectele cam de 3 ani pentru că avem nevoie de finanțare. Fiindcă asta v-am întrebat da. De la bun început, pe piață mai există un astfel de sistem? La nivelul acesta noi nu cunoaștem să existe și nu vorbim de piața din România, nu există un sistem dotat cu inteligență artificială care să se adapteze în mod continuu nevoilor userilor casei. Pentru că o altă facilitate importantă a sistemului nostru este faptul că se adaptează acolo unde sunt eu doar pentru nevoile mele, acolo unde este soția pentru nevoile soției, unde este copilul pentru nevoile copilului și când suntem împreună, urmărește compromisul pe care l-am făcut anterior și ne reface stările pe care le-am agreat împreună. Se adaptează în continuu. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Pentru această descriere și mult succes. Să fie. În finalul emisiunii discutăm despre o inițiativă ce aparține tot unor clujeni, premiată la Gala Premiilor Participării Publice din România 2017. Este vorba despre proiectul La Terenuri, Spațiu Comun în Mănășturi, ce aparține Asociației Colectiv A. Haideți să vedem ce se întâmpla în urmă cu 2 ani cu singurul parc sportiv cu acces liber realizat în anii comunismului, în cel mai mare cartier din Cluj-Napoca, Mănășturi. La Terenuri se putea juca basket, fotbal sau tenis. Dotările sunt însă în stare avansată de degradare. Am făcut un parc pentru copii care este destul de mare și cu multe aparate de joacă. Zona respectivă este inclusă în circuitul de evenimente al primăriei. Acolo se desfășoară de zilele Clujului diverse activități culturale pentru copii, recreative. Și în continuare ne propunem să folosim acel spațiu în interesul clujenilor. Am salubrizat de nenumărate ori acea zonă. Din păcate, nu putem lua hotărârea finală cu privire la terenuri și la ce am putea face pe termen lung, deoarece sunt terenuri private în zonă. 3, 2, 1, start! La competiția Făget Tour, desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute, numeroși clujeni au alergat pentru cauza La Terenuri. În tot acest puzzle juridic am dorit să se clarifice odată, pentru ca singurul parc planificat în anii 60 pentru Mănășturi să devină și pe hârtii parc, nu numai neoficial și utilizat liber de către cetățeni. Vreau să rămân o zonă verde, cât pentru cei din Mănășturi, cât și pentru clujeni, pentru copiilor, animale, pentru toți. Locul a găzduit evenimente importante, cum ar fi proiecții din cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Acest spațiu La Terenuri este cel mai mare spațiu public al Mănășturului, motiv pentru care primăria ar trebui să investească aici, chiar dacă unele zone sunt retrocedate. Există soluții. Una dintre soluții, dincolo de negocieri, ar putea fi posibile exproprieri dacă vom coaliza un grup destul de larg de civici care influențează parlamentarii pentru ca în legea exproprierilor să fie inclus și spațiul verde. Subiectul va fi discutat și în emisiunea SOS, difuzată în fiecare joi de la ora 17 la TVR Cluj. Subiectul a fost discutat de atunci de mai multe ori la TVR Cluj, iar Radi Dohotaru a ajuns între timp și parlamentar, dar situația juridică incertă a terenurilor de acolo a rămas aceeași. Cu toate acestea, cei de la Asociația Colectiv A nu s-au lăsat și se luptă în continuare pentru valorizarea acestui spațiu. Alături de noi se află acum unul dintre membrii de bază ai acestei organizații, Lala Panait, coordonatorul acestei inițiative. Bine ați venit! Și felicitări pentru premiu! Felicitări tuturor mănășturenilor care ne-au susținut acești ani și care au sperat că lucrurile pot evolua în bine.
V-au felicitat și cei de la Primăria Cluj-Napoca? Din păcate nu. Că vorbeam COVID-ul chiar la început de fondurile care au fost date organizațiilor neguvernamentale. Da, anul acesta suntem premiați în București și suntem lăudați în multe alte contexte internaționale și în contextul local îi se taie fondurile față de anii trecuți. Deci cumva este un paradox la nivel local unde găsim susținerea până la urmă și la nivel național și în alte medii în care participarea publică nu este o luptă neapărat, este un lucru normal într-o societate democratică. Vi s-au luat bani? Dar vi s-au oferit alte promisiuni, bănuiesc, da? Promisiunile sunt promisiuni. Se clarifică totuși situația juridic. Da, de la terenuri. Așteptăm încă. La un moment dat am discutat în decembrie cu domnul Șurubaru, acum ne-a trimis la domnul viceprimar, suntem trimiși dintr-un loc în altul și promisiunile se fac cu ocazii festive deocamdată. Așa că încă noi avem partea de muncă asupra comunității și împreună cu comunitatea. Și cred că cel mai important este că am creat un teren simbolic și comunitar acolo, care nu exista pe lângă tot spațiul verde care trebuie valorizat și trebuie salvat până la urmă. Deci partea comunitară nimeni nu poate să o ia și cu cât se consolidează mai mult, cu atât locuitorii vor fi mult mai activi și vor da exemple și altor cartiere că se poate să ai o voce când ai foarte multe nevoi în cartierul tău. Voi ați început de câțiva ani buni. De patru, aproape cinci ani. Așa. S-a schimbat mentalitatea locuitorilor din zonă? Acum sunt proactivi? Mai aveți... Câte puțin, câte puțin. Greu. Se schimbă. Câte puțin. În cartiere... Puține ONG-uri știu să lucreze și atunci nu este o încredere atât de ridicată, este un scepticism. Cine sunteți voi să ne ajutați? Cine sunteți voi să curățați al locuitorilor, da. Între timp am arătat că împreună, dacă ne deranjează ceva, putem să rezolvăm cel puțin temporar, cu tot mobilierul temporar care l-am creat și cu toată curățenia și coșurile de gunoi făcute din materiale reciclate. Ne-am dat seama că câte puțin locuitorii care au avut vocea cea mai mare au și fost invitați să se implice. Acum avem un grup de inițiativă pentru Mănășturi, încercăm să-l consolidăm și să facilităm... Format din părinți, din liceeni, din pensionari, din membri ai unor ONG-uri proaspăt înființate în Mănășturi, recent de un an și cu susținerea noastră. Deci am început să susținem acești germeni până la urmă schimbării, fiindcă nu ne dorim noi să fim actorul principal în cartier, ci cetățenii care locuiesc zi de zi acolo. Nu, aș vrea să fac și o remarcă. Cred că am fost, cum ziceam la începutul emisiunii, cred că cam la toate evenimentele anunțate, deși diverse ca gen, am fost la primele ediții și trebuie să fac o remarcă legată de acest proiect. Știu că era un spectacol de teatru când am fost eu în zona respectivă, pe o scenă amenajată, n-aș zice chiar improvizată, cu oamenii, cu tineri de acolo din zonă, cu reacții foarte tipic adolescentine și așa mai departe și mi se părea lucrurile așa că au o ușoară stângăcie. Dar imediat mi-a venit gândul 2 care mi-a dus ideea că de fapt asta era farmecul, adică lucrurile erau luate exact de unde sunt. Adică ăștia erau oamenii, asta era ceea ce se putea face, dar se încerca această interacțiune. Asta mi se pare desalutat și dacă lucrul acesta în timp a crescut și s-a construit ceva mai mult pe asta, cred că e de salutat și ar mai fi a doua remarcă, faptul, cum zicea și Lala, cred că sunt într-adevăr puține organizații care se implică țintit pe cartiere. Adică tuturor ne place Clujul cu farmecul lui, cu... Dar acolo sunt mai puțin. La asta mă refer, cu centru, cu zona pitorească, așa mai departe. Dar cartierul unde locuiesc, iar că Mănășturi, cei mai mulți oameni fac Ovidiu, ei. În alte cartiere mai puțin. Puțin timp la dispoziție. Și despre cultura locală mi se pare foarte punctual și foarte util că ai adus vorba. Cine descoperă această cultură locală pe care puțină lume o știe? Apropo de trupe de teatru, trupa aceea de teatru a avut curaj să se înființeze fiindcă am creat o infrastructură culturală. Și ce este vă propuneți să faceți? Foarte scurt, anul acesta am început săptămânal cu foarte multe activități, nu numai exterioare publicului, cât și de reorganizare și organizare. Avem invitați arhitecți portughezi, vor veni între 24 și 29 aprilie și vom lucra cu studenți la arhitectură și peisagistică în a recrea o altfel de scenă de cartier de data aceasta. Deci refacem un pic partea temporară a intervenției noastre. Voluntariat.
Se bazează totul pe voluntariat. Și susținerea care o avem de la, o fundație germană. Pe lângă aceasta prezentăm publicului șansa de a se implica cu idei pentru Zilele Mănășturului. Zilele Mănășturului nu sunt un festival top-down, este un festival generat și dorit de către mănășturieni. Deci când, anul acesta, la sfârșitul lunii mai, așteptăm și confirmarea celor de la Zilele Clujului și apoi vom anunța datele. Deci cine are idei poate să ne scrie, idei de trupe noi, vechi, suntem deschiși să creăm încă o ediție de Zilele Mănășturului numărul 5. Vă aștept. Să vedem cum o să fie. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată felicitări. Mulțumesc, Ovidiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. La revedere!